Scump tineret, vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu. În cugetările de astăzi vreau să numim titlul cugetărilor noastre Vremuri Bune. Sigur că denumirea sau titlul predicii stănește întrebări. Ce se însemne oare denumirea aceasta Vremuri Bune? Reacția noastră care avem la evenimentele care se întâmplă astăzi Sigur că e mai deranjatoare. Dar haideți să avem puțin îngăduință și răbdare ca să vedem ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu sau ce vrea să zică acest titlu al de astăzi. Locul din Biblia pe care vreau să-l citim împreună este de la Evrei, capitolul 4, versetele 14 până la 16. Evrei 4, de la 14 până la 16. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Isus Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbăciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurarea și să găsim Har pentru ca să fim ajutați la vreme din nevoie. În textul acesta biblic care l-am citit, este scris despre o vreme bună și despre o vreme din de nevoie. Și asta înseamnă, chiar în contextul nostru, că în vremea bună, orice om credincios, fiindcă are un mare preot, un adevărat mare preot, care îi pasă de noi și are milă de slăbăciunii noastre, el a străbătut drumul pământesc înaintea noastră și a fost ispitit în toate, nu a păcătit. El este reprezentantul nostru, este mijlocitorul nostru, este marele preot, cel care ne iartă, cel care îi pasă de noi. Și în vremea bună a vieții noastre, noi trebuie să ne apropiem de acest tron al Harului, cum spune aici, contând pe marele preot și scăpătăm atâta har, cât nu ne trebuiește în vreme bună, dar acest har ne va trebui la vreme de nevoi. Oricât de mult nu am fi noi îngrijorați de ceea ce se întâmplă astăzi, noi înțelegem după cuvântul lui Dumnezeu că vor fi vremuri și mai grele decât avem noi astăzi. De ce vremurile în care suntem noi au și aspectul acesta în că sunt vremuri bune pentru că vor fi vremuri și mai grele, dar cuvântul Lui Dumnezeu spune că noi trebuie să ne pregătim pentru aceasta, pentru vremurile care vor mai fi. Și avem toate posibilitățile ca să fim înarmați, pregătiți pentru ceea ce urmează, contând pe marele preot și pe toată pregătirea și baza harului care ne dă Dumnezeu. Așadar, vorbind despre vremuri bune, vreau să ne referim la câteva gânduri. Ce înseamnă vremuri bune, având în vedere situația sau vremea în care trăim noi. Vreau să numim primul punct în cugetările acestea și să zicem că noi trăim vremea biruinților Domnului. Asta înseamnă pentru noi următorul lucru, că oricine din noi poate birui păcatul. Lucrurile acestea nu sunt anulate pe noi ne îngrijorează viitorul care va fi când oamenii poate nu vor avea posibilitatea să se apropie de Dumnezeu, ca să se împeci cu Dumnezeu. Există o expresie despre care nu spune Biblia, dar coincide cu Biblia, ușa harului se va închide. Oricum, lucrul acesta pe noi ne deranjează că pe viitor ceva de felul acesta se va întâmpla. Dar noi acum nu trăim vremea aceasta. Oricine poate să se pocăiască, să birui păcatul, să birui de prindile rele. Se pare uneori că credincioșii trăind în condiții bune și tineretul creștin sau generația înfloritoare, cum cântăm noi, au îndrăgit niște lucruri care uneori chiar nu sunt păcătoase dar atât de mult le-am îndrăcit sau prea mult ne au obișnuit cu ele sau eram tentați să ne obișnuim cu ele. Însă situația în care suntem noi ne permite ca toate lucrurile care ne împiedică în relația noastră cu Dumnezeu să le dăm la o parte sau să le biruim în mod corect. De atât ziceam că vremea este bună că Dumnezeu încă nu a încetat să ne dorească biruințele Lui. Vremea biruințelor Domnului. Eu ar vrea astăzi în cugetările noastre să ne gândim la Gideon, cel care a făcut multe sprevi cu Dumnezeu, el în ochii lui nu se vedea atât de important, atât de puternic, se vedea un om mai slab, dar prin el Dumnezeu a arătat cum putem avea biruințele lui Dumnezeu. Vreau să deschidem Biblia la judecători, capitolul 6, Vesetele de la 22 până la 24, aici citim așa. Gedeon, văzând că fusese îngerul Domnului, a zis, Vai de mine, stăpâne Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis, fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și i-a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi, la ofră, care era a familiei lui Abiezer. Iată așa se începe relația lui Gideon cu Dumnezeu. Versetul 27 spune așa. Gideon a luat 10 oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul, dar fiindcă se temea de casa tatălui său și de oameni din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. Istoria noi o cunoaștem bine, în noaptea aceasta, Gedeon cu oamenii care îl ajutau, au distrus altarul pe care se aduceau jertfe nu lui Dumnezeu, dar altor Dumnezei străini. Mai departe citim despre acest biruitor al lui Dumnezeu, Gedeon, la capitolul 7, la versetul 2, următorul lucru. Domnul a zis lui Gedeon, Poporul pe care îl ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică, mâna mea m-a izbăvit. Vestește doar lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos și se teme să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galadului. 22.000 de oameni din popor s-au întors și au, ră au mai rămas 10.000. Domnul a zis lui Gedeon, poporul este încă prea mult. coboară la apă și acolo ți voi alege. Acel despre care îți voi spune acesta să meargă cu tine, va merge cu tine. Și acela despre care îți voi spune acesta să nu meargă cu tine, nu va merge cu tine. Gedeon a coborât poporul la apă și Domnul a zis lui Gedeon, pe tot cei ce vor lipăi apă cu limba, cum lipăie câinile să-i desparți de toți cei ce vor bea apă din genunchi. Cei ce au lipăit apă ducând-o la gură cu mâna au fost în număr de 300 de oameni și tot poporul celălalt a îngenunchiat ca să bea. Și Domnul a zis lui Gideon, cu cei 300 de oameni care au lipăit, vă voi mântui și voi bate pe Madian în mâinile tale. Tot ceilalți din popor să se ducă fiecare acasă. Am citit vreo câteva versete, dar din contextul acesta vedem că zeci de mii de oameni au plecat acasă după porunca lui Dumnezeu și au rămas să lupte numai 300 de oameni. Mai departe s-a întâmplat o biruință extraordinară. Versetul 20 din capitolul 7 spune așa Cele trei cete au sunat din trâmbiță și au spart ulcioarele au apucat făclile cu mâna stângă și strâmbițele cu mâna dreaptă ca să sune și au strigat sabia Domnului și la Gideon." Atât a fost destul ca Domnul să deie biruință acestui biruitor Gideon. Iată în felul acesta lucrează Dumnezeu. Noi am cugetat asupra acestui exemplu biblic ca să ne încredințăm încă mai mult că vremea biruințelor Domnului nu s-a sfârșit, ea continuă și noi mai trăim acum această vreme bună când putem birui păcatul de prinderile noastre, rele sau îndoienice și tot ce nu-i place lui Dumnezeu, fiind generația tânără și având intenții bune pentru viața noastră. Următorul lucru, vorbind despre vremuri bune, este vremea Harului. Și aceasta este o stare sau un har pe care Dumnezeu ne-l dă, că în această vreme în care trăim noi, o putem numi vremea harului. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Isaia 64, versetul 5, ultimele cuvinte din versetul 5 spune așa. Dar te-ai mâniat pentru că am păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Eu aș vrea să ne punem întrebarea aceasta, mai ales pentru generația tânără, pentru că întrebarea este actuală, având în vedere situația în care suntem noi. Putem noi astăzi să fim mântuiți? Poate cineva din băieții și din fetele noastre care au intenții bune, având în vedere că acum o biserică nu se poate duna împreună, poate cineva să aibă acest har ca să se împeci cu Dumnezeu, ca să fie mântuit sau poate nu? Răspunsul biblic este că această vreme a Harului, când orice om poate fi mântuit, ea continuă. Chiar acum încă mai este vremea Harului sau ușa Harului este deschisă când fiecare tânăr și tânără poate să se împece cu Dumnezeu totalmente așa cum spune Biblia. Iată, acesta este un har pe care îl avem noi în vremea în care trăim. Următorul har vorbind despre vremea Harului, este un pic mai îndrăzneț și ar vrea să ne gândim la lucrul acesta. Harul să fim ultima generație înainte de răpirea biserici. Poate sună prea îndrăzneț și totuși încercăm să zicem așa. Harul să fim ultima generație înainte de răpirea bisericii. Deoarece vremea aceasta înainte de răpire va fi foarte specială, e nevoie și de har special. Și asta ne va da Domnul în baza cuvântului, care îl cunoaștem de la Evrei, capitolul 4, că harul acesta, sau atâta har, cât va trebui, îl vom capăta de la tronul harului, pentru că acolo s-a făcut toate rezervele dumnezeiești pentru noi, oamenii săi. Iată, asta înseamnă vremea Harului pentru generația tânără. Și lucrul acesta e posibil ca să se întâmple ca noi în afară de posibilitatea să fim mântuiți și împăcați cu Dumnezeu în vremea aceasta, așa cum am vorbit, așa cum am citit, tot așa e posibil ca noi să fim această ultimă generație care va încheia istoria mântuirii sau istoria omenirii în această fază a ei, înainte de răpirea bisericii. Și aș vrea să facem o notiță mică la cugetările acestea, și anume că vremea noastră în care trăim noi poate să fie semnea celor șapte zile în care ușa lui noi era deschisă înainte de a se începe potopul. Știm că după ce au intrat toți în corabie, au mai durat șapte zile. După asta Dumnezeu a închis ușa. Poate vremea noastră se aseamnă cu această vreme, într-o îndelungă răbdare a lui Dumnezeu. Și totuși noi putem astăzi să spunem cu toată încrederea că ușa împăcării cu Dumnezeu este deschisă. Domnul să ne binecuvânteze ca rămânând în această vreme când încă putem birui păcatul și tot ce nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu și când încă putem fi mântuiți și putem fi ave tot harul pentru tot ce trebuiește pentru generația tânără, în această vreme să fim destul pregătiți pentru ceea ce vrea Dumnezeu și unii vrea să ne folosească. Dar în primul rând să îi aparținem în oamenii să fim oamenii săi folosind vremea sau posibilitatea harului lui Dumnezeu. Și aici aș vrea să încheiem cu care le-a numit vremuri bune. Adică aspectul acesta, că Dumnezeu în felul acesta a mai păstrat pentru noi, generația tânără, aceste posibilități și aceste vremuri când putem reface relația noastră cu Dumnezeu. Vreau să cugetăm puțin la următorul lucru. Acum, ce va fi? Sună un pic neobișnuit dar cuvintele acestea sunt luate dintr-un text biblic. Vreau să citim textul acesta și apoi să revenim din nou la cuvintele care le-am pronunțat. Filipeni, capitolul 1, versetul 20. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi prosăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Filipeni 1.20 conține numai aceste cuvinte. Acum, ce va fi? Pavel era în împrejurări grele, era în închisoare, după cum ne spune textul nostru, și el avea un încredințare, fiind în împrejurări grele, că acum Hristos va fi prostăvit. Pentru că așa a fost întotdeauna. Și frumos, pe de o parte, lucrul acesta că Hristos va fi prosăvit și alt lucru frumos din textul nostru că Pavel avea această încredințare. Sunt două lucruri pentru încurajarea noastră. Și axiom aceasta biblică că Hristos va fi prosăvit, fiindcă așa a fost întotdeauna, dar și încredințarea lui Pavel, oricum nu ar decurge lucrurile mai departe, dar Hristos va fi prosăvit și Pavel în asta este încredințat. Haideți să încercăm să legăm expresia aceasta luată din context cu împrejurarea noastră și să ne întrebăm din nou cum ne-am întrebat la început, acum ce va fi? Fiindcă mulți din noi întreabă acum ce va fi mai departe și deja unii încearcă să dea anumite răspunsuri noi ne stălim să fim biblici având în vedere situația în care suntem. Deci, contextul nostru. Dacă rămâne întrebarea aceasta în putere, și tot ne întrebăm ce va fi în contextul nostru împrejurilor și încercând să fim biblici în continuare, haideți să răspundem biblic și hotărât că acum, oricum nu ar evolua lucrurile sau evenimentele, Hristos va fi prostăvit. Lucrul acesta este frumos, puternic și destul. Hristos va fi prostăvit. Așa a fost întotdeauna, așa va fi și de data aceasta. În rest, dacă ne gândim la rostogolirea evenimentelor sfârșitului, sigur că multe evenimente vor fi, despre asta spune Biblia. Dar cel mai important este că pentru noi să fie prioritar lucrurile despre care Biblia vorbește clar. Iată un lucru fundamental, biblic, clar, triumfal și lucrul acesta glăsuiește în felul următor. Hristos va fi prostăvit. Dacă ne întrebăm acum ce va fi, haideți să răspundem un răspuns biblic și să rămânem la asta. Altele nu le știm, dar știm sigur că Hristos va fi prostăvit. Ce ce se întâmplă astăzi pentru noi credincioși nu este surprindere, pentru că noi știm cuvântul lui Dumnezeu, noi știm că lucruri de felul acesta mai devreme sau mai târziu se vor întâmpla. Deci nu, în pe noi nu ne luat prin surprindere toate evenimentele acestea, mai degrabă că lucrurile acestea își vor capata în ploarea lor tot mai mare, având în vedere vreme de mai departe. Dar uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Haideți să ne aducem în minte ceea ce deja știm. Luca 21, versetul 28. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați captele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Iată încă un lucru biblic pentru noi. Noi am încheiat acum o cu cugitările, unde spuneam că ceea ce va fi acum, că Hristos va fi prosăvit și uitați-vă alte lucruri frumoase ce va fi. Voi, credincioși, ridicați-vă captele pentru că izbăvirea voastră se apropie. Nu mai este mult și noi, credincioșii, vom avea izbăvire despre care vorbește Biblia, care n-am avut-o niciodată. De aceea, Biblia spune, încurajați-vă și ridicați-vă captele. Dar eu ar vrea să ne atenționăm pe noi ca generație tânără, să ne gândim la un lucru. Și anume, mulți oameni iubesc lumea pentru că lumea este așa aranjată ca să fie atractivă, atrăgătoare. Dar haideți să ne amintim ce spune Scriptura. Scriptura spune în 1 Ioan 2,15 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Noi, tineretul lui Dumnezeu, îl iubim pe Dumnezeu. Dar să fim veghetori, pentru că ne-am putea pomeni că ne plac lucrurile lumești sau lucrurile din lume. De aceea, așa cum noi suntem oameni de lui Dumnezeu, generația tânără, așa cum noi avem un viitor clar, un viitor fundamental, știm că Hristos va fi prosăvit, știm că izbăvirea noastră se apropie, știm că suntem biruitori, tot așa să vegem pentru că pericolele încă ne pasc, când vom trece în stare veșnicie, din momentul acesta, riscurile noastre a poporului Dumnezeu se vor termina. Dar până atunci, trebuie să fim atenți ca nu cumva să ne pomenim cu gusturi lumești în viața noastră de oameni al lui Dumnezeu. Și haideți acum să facem un închiere. În închiere vreau să spun că totuși vremea bună încă mai continuă pentru toți vremea când nu pot să se împeci cu Dumnezeu, când nu am pot lipăda păda orice lucru neplăcut plăcut înainte lui Dumnezeu, vreme că nu am ne pot birui, vreme când nu oamenii pot avea și căpata hart la Dumnezeu, vreme când Hristos poate fi prosăvit în viața lor, și vremea aceasta bună încă continuă. Astăzi, fiecare din noi poate să-și refacă relația cu Dumnezeu, să-și aranjeze viața lui în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Și încă un lucru care vreau să-l ne amintim în încheiere, haideți să continuăm să ne apropiem de Dumnezeu așa cum ne-am avântat întotdeauna ca generație tânără. Să nu ne oprim la ceva. Iacov, capitolul 4, versetul 8, spune așa, Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Oamenii aceștia s-au apropiat de Dumnezeu, dar pe parcurs se poate întâmpla ceva de felul păcat, inimă împărțită și așa mai departe. Și e corect ca în contextul acestor cugetări să ne gândim și la lucrul acesta, ca fiecare din noi, ca fete și băieți care suntem oamenilor Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, să nu fim atrași de alte lucruri, ci așa cum am început a ne de Dumnezeu, să continuăm această apropiere până vom fi în glorie cu Hristos. Și ultimul lucru, vorbind din chiere, Hristos va fi prosăvit. Acesta este un adevăr biblic fundamental iar noi al lui Hristos va fi cu, vom fi cu el în slavă. Maranata!